Rareș Bogdan regretă că a spus despre Ludovic Orban că i s-a umflat capul. Într-un interviu acordat Digi FM, prin vicepreședintele liberal, a precizat că a folosit o exprimare care nu îl caracterizează. El spune că i-au fost scoase din context și spusele referitoare la demisia liderului PNL. Acesta ar fi trebuit să plece după alegeri, acum este tardiv, spune Rareș Bogdan. Este o exprimare la care trebuia să-i găsesc să găsesc niște sinonime care nu... Asta cu masculul alfa, lupul alfa, nu, e ok. Dar am folosit la un moment dat o exprimare care nu mă caracterizează și asta vreau să spun că ar fi trebuit să găsesc o alta legată de i s-a umflat capul. Nu e caracteristică limbajului meu și e un limbaj mai de stradă pe care îl regret. E singurul lucru din interviu pe care îl regret. I-a cerut scuze și personal domnului Orban pentru exprimarea aceasta? Nu, n-am vorbit încă cu Ludovic. O să vorbesc pentru că eu nu am cu el ca persoană o problemă. Nu am cu el. Eu am ca exercitarea poziției scos din el doar faptul că liderul partidului, acum s-a spus că ar trebui să plece. Am spus ar fi trebuit după alegerile pierdute. Acum e tardiv, acum ne pregătim de congres. Președintele are un dialog instituțional. Am văzut că e tătucul reprezentat în presă că ar fi deasupra partidului. Nu, să știți, e un om complet diferit de Traian Băsescu. Tot ce dorește este ca să ne implicăm serios în actul guvernamental și să nu eșuăm și să nu-i creăm probleme lui Florin Câțu, pentru că el trebuie sprijinit.